Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în direct. Panica a intrat în rândul celor care și-au canalizat eforturile, dar și banii în zootehnie. Unii și-au redus efectivele, iar acum se află în fața unui paradox. Despre ce vorbim, anume, o directivă a Uniunii Europene spune în felul următor. Vine în sprijinul lor în încercarea de a le oferi bani pentru laptele pe care îl produc, astfel încât să renunțe din proprie inițiativă la o anumită producție, la o anumită perioadă, la câteva luni, vom afla pe parcursul emisiunii, mai exact 3 luni din producția de lapte. Pentru toate acestea, am invitat astăzi împăratul Informația TV pe domnul Daniel Frey, președintele cooperativei Sambos Lact. Bine ați venit la noi în platou! Și domnul jurnalist Informația Zile, Ioana Nisaș. Bine v-am regăsit! Da, înainte să începem discuția, vreau să vă invit și pe dumneavoastră, dar și pe cei de acasă, să urmărim un scurt material. În 21 septembrie a fost primul termen de depunere la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură a solicitărilor privind sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru reducerea din proprie inițiativă a producției de lapte. Suma stabilită ca sprijin este de 14 euro la 100 de kilograme de lapte de vacă, ceea ce înseamnă 14 eurocenți la litru. În moneda noastră ar fi vorba despre aproape 60 de bani. Pentru acest sprijin, României a fost alocată suma de 150 de milioane de euro. Beneficiarii eligibili sunt producătorii de lapte care au livrat lapte la prim cumpărători în luna iulie 2016 și care se angajează să reducă livrarea cantității de lapte într-o perioadă calendaristică de 3 luni, în comparație cu aceeași perioadă din anul trecut, care este perioada de referință. Reducerea pentru care se solicită ajutor trebuie să fie de minim 1500 de kilograme și de cel mult 50% din cantitatea livrată în perioada de referință. Termenele limită pentru depunerea cererilor de ajutor complete pentru cele 4 perioade de reducere care acoperă câte 3 luni calendaristice sunt stabilite astfel. 21 septembrie 2016, ora 13 pentru prima perioadă de reducere, octombrie, noiembrie, decembrie 2016, 12 octombrie 2016, ora 13 pentru a doua perioadă de reducere, noiembrie și decembrie, precum și ianuarie 2017, 9 noiembrie 2016, ora 13, pentru cea de-a treia perioadă de reducere, decembrie, ianuarie și februarie 2017, 7 decembrie 2016, ora 13, pentru cea de-a patra perioadă de reducere, ianuarie, februarie și martie 2017. Solicitanții de ajutor pot depune o singură cerere de ajutor aferentă unei perioade de reducere, cu excepția solicitanților care au depus o cerere pentru prima perioadă și care pot depune o cerere și pentru cea de-a patra perioadă. Pentru prima perioadă de sprijin au fost depuse doar 4 cereri de sprijin din partea fermierilor sădmăreni. Surprinzător, măsura vine în contradicție cu ceea ce înseamnă situația reală pe piața laptelui. Procesatorii au început să majoreze cu aproximativ 25 de bani prețul de achiziție a laptelui marfă, cu tendințe de creștere în lunile de iarnă. Fermierii susțin că demersul nu prezintă interes. Unitățile de procesare a laptelui sunt cu un pas în față. Prin acest sprijin financiar s-ar putea ca o parte din fermele mici să intre în procesul de reducere a activității, care în final ar însemna închiderea afacerii. Cu toate acestea, nu se știe dacă demersul menționat vizează această categorie de fermieri. Mai mult de atât, aceștia privesc măsurile anterioare luate la nivelul Uniunii Europene ca o șansă. Scenariul creat prevede o creștere a prețului din ianuarie 2017 la 1,5 lei pe kilogram, în contextul în care procesatorilor le va fi greu să refuze oferta românească. Da, despre această directivă vom discuta în această seară, directivă care vine în contradicție cu ceea ce se întâmplă în acest moment în piața din România. Domnule Daniel Frey, vreau să vă întreb pentru început, care este punctul noastră de vedere referitor la ceea ce se întâmplă? De ce și ce anume se urmărește? Deci, problema este că este o măsură care este mult întârziată. Deci, această măsură este discutată de la începutul anului, ianuarie-februarie. Din păcate se aplică acum, la 6 luni de când a fost furtună, acum ni se împarte umbrelele și în această perioadă, deci anul trecut, a fost supraproducție din cauza pieței închidere, blocarea pieței din Rusia
S-a blocat piața, a mai fost o problemă că procesatorii din Germania în perioada decembrie anul trecut au plătit ceva asemănător cu subvenția actuală, au plătit o anumită sumă de bani, undeva la 20 de eurocenți pentru laptele nelivrat către fabricile de lapte din Germania și din Olanda. Tot laptele, acesta surplusul de lapte s-a deversat către estul Europei. La noi în România, din păcate, s-au închis foarte multe ferme. Deci, ajungând pe piață lapte cu 60, 70, 80 de bani cu transport inclus în România, normal că mulți fermieri din România, din Ungaria, au închis porțile. Această problemă a fost, cum a zis, în acea perioadă. Ei s-au gândit ca să aplice la nivel de Europa, să scadă producția de lapte ca să salveze fermierii și să încerce să îi reorienteze pe cei care sunt crescători de vaci de lapte către vacile de carne, către producția de carne. Dar până s-a dezbătut toate aceste normative, până au trecut 6 luni și astăzi este total în contradicție cu ceea ce se întâmplă pe piață. Acești 60 de bani erau foarte bineveniți în lunile... perioadă. Dar intenția Comisiei Europene a fost una bună, însă întârziată. Întârziată mult. Adică bună pentru a salva vestul Europei sau altfel? Pentru că, în final, consum de lapte există, dar în scădere. Tot asta se spune peste tot, că nu mai producem pentru că nu este piață. Care o fi realitatea vis-a-vis de acest aspect al consumului? Nu este piață, lipsește piața rusească, unde este un consum foarte mare de unt, de lactate. Această piață lipsește. În rest, pe piața românească, consumul de lactate este în creștere. Deci toate datele primite de la minister arată că consumul în România este în creștere. Deci România consumă lactate în general. Dar ziceați de unt. După câte știu eu, acela se poate și stoca o anumită perioadă. În condițiile în care e supraproducție, poți să valorifici grăsimea respectivă prin transformarea în unt și păstrezi calupurile. Comisia Europeană are o subvenție pentru acest produs, deci pentru unt, pentru stocarea untului. Subvenția asta o pot accesa fabricile de lapte, deci cele care au un surplus de lapte, transformă, cum a zis dumneavoastră, în unt, stochează, au, mi se pare, 2 luni sau 3 luni minim, ce trebuie să stea în frig, după care pot primi această subvenție. Din păcate, în România nu știu, cred că un singur procesator care a accesat această subvenție, în rest nu au fost interesați. Nu se înghesuie nimeni pentru așa zisa producție pe stoc, nu? Nu, nimeni. Deci achiziția laptelui înseamnă plata către fermier, da? Da. Tot atunci tu ai investit anumite sume și le vei recupera peste, cum spuneați, minim 2 luni. Poate chiar mai mult. Da. Asta poate fi explicația la ceea ce spuneați dumneavoastră, că în general procesatorii români sunt mai puțin interesați în ceea ce privește producția de unt și stocarea lui. Așa este. Și în România toată lumea urmărește profitul cât mai rapid și maxim, la nivel maxim. Din păcate și statul român și Ministerul Agriculturii greșește în politicile adoptate. Într-adevăr, în ultima perioadă, prin legea 321, lanțul scurt alimentar a dat o mână de ajutor fermierilor, asta nu numai crescători de vaci de lapte, deci tuturor fermierilor, prin legea raftului, legea 88, a mai dat o mână de ajutor, dar văd alte state, gen Ungaria, care se pregătesc deja pentru anul viitor. Chiar am discutat cu unii colegi fermieri din Ungaria, pregătesc o subvenție pe litru de lapte acordat fermierului maghiar care vinde către procesatorul maghiar. Deci ca să nu mai vândă materie primă către export sau către comerț intracomunitar, să vândă direct produsul finit, deci să vândă cașcaval, brânzeturi. Și părerea mea este să pregătesc pentru deblocarea embargoului din 2017 impus de către Rusia. Acum, cu siguranță, cei de acasă și revenim la România, se întreabă cine are de câștigat și cine are de pierdut în prezent, având în vedere că directiva a fost dată, lumea are această posibilitate, nu prea mulți s-au înghesuit să
meargă să-și depună cerere pentru această subvenție. Din articolul pe care l-a scris domnul Ioan Ațaș, reiese că în 21 au fost, în 22 mai bine, s-au fost doar 4 astfel de persoane. Ce și, vor lista face? S-a închis. Și lista s-a închis. Ce vor face fermierii? Vor prefera să-și vândă laptele către procesator, mă gândesc. Deci, vreau să... Deci lista s-a închis pentru prima perioadă. Vor mai fi două perioade. Trei, chiar. Le-am văzut... Da, deci, mulți dintre fermieri încă nu știau. Nu știau de această subvenție. Eu zic că o să mai fie. Într-adevăr că această subvenție vine foarte târziu. Nu ajută pe absolut nimeni. Deci, poate ajută... nu știu, investitori străini, dar nu vreau să intru în zona asta. Deci astăzi plâng și procesatorii și fermierii. Noi fermierii am început să avem zâmbetul pe buze din cauza prețului laptelui care a început să urce. Se pare că se vor depăși maximele istorice de 1,70 lei, 1,75 lei. Vorbim mai târziu probabil despre subiectul ăsta. De pierdut toți am avut. Deci toți, și procesatorii și noi fermieri am avut. Un singur procesator în România care a avut grijă de fermieri, nu a plătit mai puțin, deci chiar dacă piața a fost sub prețul de cost, nu a plătit. El și în ziua de astăzi nu are nevoie de lapte. Deci el și-a asigurat și-a menținut fermierii din zonă, nu are lipsă de lapte. Domnule Frei, dumneavoastră spuneți că nu vreți să intrați și să discutați despre cine are de câștigat de pe urma ceea ce se întâmplă în prezent. Însă considerăm că este foarte important totuși să auzim punctul nostru de vedere. Mulți ar spune că se încearcă într-un fel sau altul de scoaterea de pe piață a producătorilor de lapte românesc și să facem așa fel încât ca noi românii să consumăm cât mai mult lapte venit din export. Aș vrea să comentați, pentru că, într-un fel sau altul, sunteți direct afectat. Da, este adevărat. La nivel de Comisie Europeană și la nivel de ministere se dezbate, deci pentru politica agrară din 2020 până în 2027, ce va urma, direcția agriculturii europene. Și până acum au existat divergențe între țări gen Ungaria, Olanda, Danemarca, care vor să-și impună punctul de vedere prin a crea ferme mari, ferme industriale, care să meargă efectiv pe piață. În schimb, țări ca și Polonia, România, Portugalia, Italia, care nu acceptă și vor să mențină această viață la țară, deci viața de fermieri mici, mijlocii. În România avem peste în jur de 900.000 de fermieri mici, mijlocii, fermieri total, din care majoritatea sunt fermieri mici, mijlocii, care predau subvenții la APIA. Și insistă ca să nu dispară această clasă, această pătură. De câștigat, bineînțeles că au acești fermieri mari sau aceste cooperative mari formate de ani de zile în Olanda, în Danemarca, care în momentul în care scot de pe piață fermierii mici, mijlocii, rămâne un gol. Am mai dat exemplu și îl dau și acum, fermele din Alba, unde sunt 2000 de capete, în zona Aradului Timișoare, unde sunt ferme de 1000 de vaci, în partea de sud, tot așa investiții mari, peste 600-800 de vaci, care efectiv înghit fermele mici și undeva dispare și... Cu aceste subvenții se încearcă cumva să îi se implementeze românului în minte că trebuie să se mulțumească sau să se obișnuiască să se mulțumească cu puțin? Pentru că 60 de bani cât se dă acum pentru acest lapte de la care tu renunți din propria ta inițiativă sunt bani de nimic pentru munca ce se face, pentru banii pe care omul îi investește. Da, dar să nu uităm că 60 de bani sunt mai mulți decât 50 de bani care primeau pe litru de lapte. Sunt procesatori care plăteau 50 de bani. Eu de asta spun, se încearcă cumva ca fermierii să se mulțumească cu puțin și să nu încerce să dorească mai mult. Spuneați mai înainte și vom vorbi pe parcursul emisiunii despre acel preț frumos de 1,75 lei chiar. Da. Domnul Frei, v-aș ruga să prezentați telespectatorilor noștri mai în detaliu ce înseamnă de fapt această zisă renunțare la producție, pentru că
Știm bine, dacă animalul e setat în ghilimele pentru o producție, aia merge mai departe. Da, își urmează cursul normal, nu? Sau care este intervenția fermierului pentru ca, într-adevăr, din proprie inițiativă, să zică, băi, mie mi-ajung 10 litri de lapte de la vaca respectivă. Ce impact economic poate să aibă? Pentru că știm bine, numai de la un anumit volum sau anumită cantitate de lapte de la o vacă, poți vorbi despre eficiență, despre ceea ce înseamnă muncă fără pierdere. Da. Păi, fermierii au două posibilități. Ori să reducă cantitatea prin a vinde din efectiv, care ulterior e normal că o să-i afecteze, fiindcă să-ți refaci un efectiv pe care l-ai avut este foarte dificil, având în vedere că un viță să ajungă să devină vacă de lapte. Vacă de lapte durează 2 ani jumate. Cel puțin așa, în jur de 3 ani. Durează. Și a doua posibilitate ar fi ceea ce a zis dumneavoastră, ca să reducă prin furajare cantitate de lapte. Aici iar la fel, după cele 3 luni, după ce el a redus cantitatea între 1500 kg, cum scrie în normă, și până la 50%, el, ca să revină la aceeași cantitate care a avut-o înainte, îi trebuie minim 6 luni de zile. Bun, și asta ce înseamnă? Pentru că a repune pe picioare producția presupune costuri, presupune investiții. Ce este mai dureros, că această subvenție vine în România în momentul în care este nevoie de lapte. Deci vine exact în momentul și stă fermierul și nu știe ce să facă. Ce să facă? Renunț, fiindcă mi se dau niște bani, sau produc că mi se cere. Eu revin la ceea ce am spus înainte și anume, pomenează de vânzarea efectivelor de animale, pentru că nu ai ce să mai faci, ai renunț și la lapte, că animalul nu poate fi setat. Că domnul Anițaș vorbea cu ghilimele de rigoare. Omul ce o să facă? Nu va mai investi, poate că nu îi va spune că nu îi se mai merită să mai investească încă 6 luni pentru a ajunge la ceea ce a fost înainte și va stagna. Și atunci va rămâne la un anumit nivel. Se dorește acest lucru ca fermierii să-și vândă în efective și să rămână la un nivel mic și să vină cei care fac în mod industrial acest lucru și să intre pe piață și să ia tot? Sunt și aceste interese care, e normal că țări ca și Olanda, care nu mai pot să se dezvolte, deci care unde se aplică normele astea de mediu deja de ani de zile, având bani, prețul terenului de acolo fiind mult mai mare decât în România, au interes ca să-și trimită fermieri în alte țări să investească, să cumpere și să producă ei hrana pentru țara respectivă sau pentru Europa. Există și acest interes. Însă interesul nostru acum în România, a fermierilor și chiar a procesatorilor care sunt în România, nu este de a reduce cantitatea laptelui. Nu este, este un moment total inadecvat cum a venit această subvenție. Deci total nepotrivită. Deci noi, dacă, ca și minister, dacă vrea ca să facă o politică pentru români, pentru noi, trebuie să se canalizeze mai mult pe cooperative, să ajute mai mult, nu ca și cum a fost în perioada 2007-2013, în care cooperativele care s-au format au fost numai pentru a obține punctaje pentru fondurile europene să apar din acea vreme. Nici o cooperativă funcțională nu s-a format în acea perioadă. Deci undeva la sfârșitul perioadei au început în Cluj, în Timiș, ca să se formeze cooperative făcute de către fermieri care să funcționeze. Ei aici trebuie să vină în ajutor. Din 2014 în 2020, la fel. Deci să pui cooperativele pe același palier cu fermierii este o greșeală. Deci cum poți să atragi un fermier român mic, care are 10 vaci, 15 vaci, 50 de vaci, să se unească, să formeze o cooperativă, deci să colaboreze cu alți fermieri, din momentul în care tu nu vii cu nimic în sprijin. Nu-i aduci absolut nimic. Deci tot cu 50% pe fondurile europene, exact ca și oricare alt fermier care merge singur, exact ca și fermierii străini care vin să investească în România, nu ne sprijin cu absolut nimic. Acum, într-adevăr, că legea cooperativei, legea 566, s-a mai modificat. An de zile,
din 2004, deci au trecut un pic de ani. Până astăzi nu s-au făcut nicio modificare. Acum vor fi niște scutiri de taxe pentru clădiri, pentru mici avantaje pentru fermieri asociați în cooperativă, dar asta nu ajunge. Nu ajunge, fiindcă în România se știe oamenii nu au încredere în, ca să se asocieze și să acestea reprezintă un dezavantaj, faptul că nu au încredere să se asocieze. Puterea unui singur fermier nu este aceeași cu una cu puterea 10 la o altă. Au un cuvânt mai puternic de spus. Vreau să dau exemplu nostru a cooperativei noastre, unde suntem 14. Chiar asta vreau 14, să vă întreb, ce faceți pentru fermieri, a răspândi vestea că această alternativă cu subvenția nu este atât de viabilă, pentru că în acest moment e nevoie de lapte. Da, deci noi fiind 14 fermieri, reușim să producem de o cisternă de lapte pe zi. Suntem 14 fermieri, suntem cât un fermier mare care are undeva la 1000 de capete, 1000 de vaci, care și el produce undeva la o cisternă de lapte. Și atunci suntem luați de către procesator la același nivel. Și de la noi poate să cumpere o cisternă de lapte, exact ca și de la un fermier mare. Și aici și prețul. Prețul laptelui, normal că am reușit să negociem la nivelul lor. De aici sunt beneficiile pentru membrii cooperatori. Dar asta încă este puțin pentru a putea gestiona o cooperativă. Cum am zis, statul trebuie să vină mult mai mult în sprijinul nostru. Și mai ales unii procesatori, văzând că noi avem o putere de a negocia, nu le convine acest lucru. Și au încercat ca să rupă cooperativele prin oferte tentante direct la fermier. Deci prin spatele cooperative să meargă direct la fermier, să-i oferteze, mai bună. Să scoată din cadrul cooperativei ca să distrugă cooperativa pe care cu greu am reușit ca să o formăm atât în satul mare, în Cluj, celelalte, așa mai departe. Și normal că au temere, au văzut exemplul celor din Harghita, unde într-adevăr Consiliul Județean i-a ajutat foarte mult, au reușit să pună la punct o fabrică de lapte. E, din momentul ăla au concurență și ei n-au nevoie de concurență pe piața românească, unde ei cam sunt 6, 7, 8 procesatori mari care domină toată piața din România. Domnule Freioare, această măsură, stimulată financiar de către Comisia Europeană, nu vine în genul unei imixtiuni, cu ghilimele, în ceea ce privește politica agricolă românească, în special din zootehnie? Este total în contradictoriu. Deci noi ne-am scăzut cu efectiv, noi România... Dar mă gândesc că nu cumva încearcă să impună un anume control, ca să zică, tu produceai, adică să fie un dispecer pentru noi și să dea frâul liber celor din Europa de Vest. Asta e clar că s-a încercat acest lucru. România fiind țările din estul Europei au fost împinse ca să treacă undeva pe producția de carne, mai mult pe producția de carne. Zona asta de lapte, să facă țările centrale, de unde ei pot să împart, să dirigeze mai bine laptele, și cel mai mare interes este, cum am zis, piața rusească. Deci când se va debloca, cine reușește ca să ducă lapte în Rusia, normal că poate să facă o afacere bună și să produse lactate, vorbesc. Să câștige foarte mulți bani, și interesul lor este ca să-și apere fermierii lor proprii din aceste țări. Din, fiecare multinațională cam asta urmărește. Indiferent care ar fi aia, fie că e supermarket, fie că e unitate de procesare. Asta e recunoscut. Vorbeați despre faptul că prețul laptelui a crescut spre bucuria dumneavoastră cu 25 de bani. Într-o declarație pe care ați făcut-o pentru Informația Zilei acum o săptămână, spuneați că în Transilvania prețul actual este de aproximativ 1 leu. În alte regiuni ale țării diferă cu mult? Da. Deci în zona de sud, deja din mai, iunie, au explodat prețurile. Motivul principal a fost dermatita nodulară din Bulgaria și în Serbia, unde foarte multe ferme au intrat în carantină. Din acel moment,
Bulgaria a trebuit să se aprovizioneze de undeva cel mai aproape din sudul României, unde deja în luna iunie se vorbea de prețuri de 1,50 lei, 1,40 lei. Acum, cu legea 321, cu lanțul alimentar, acest val a ajuns și către noi, în Ardeal. Deci dacă la începutul lunii vorbeam o creștere de 20-25 de bani, astăzi am ajuns ca să vorbim de un 50-60% în plus minim, față de prețul de sub un leu și de un leu care... Chiar aici vreau să ajung, pentru că tot așa, în declarația pe care ați dat pentru Cotidianul nostru, spuneați că prin ianuarie se va ajunge și la noi la prețul de 1,50 lei. Sunteți încrezător că vom ajunge mai repede la această cifră? Chiar spre surprinderea mea, astăzi deja vorbim de... Deci vorbim deja de această cifră astăzi. Vorbim de procesatori care vin din zona centrală a țării, caută lapte, și bineînțeles și în Ungaria. Dincolo, pe de-o parte a venit această subvenție ca să reduci cantitatea de lapte. În Ungaria se pregătește o subvenție ca să țină laptele pentru procesatorii lor în Ungaria. Și ei, asta e piața, deci, care dictează, și am ajuns astăzi să discutăm de prețuri de, cum am zis, în jur de 1,70 lei. Da, ideea este că spuneați și la începutul emisiunii, oamenii știu și nu știu despre toate aceste lucruri, mai ales cei care nu sunt uniți într-o cooperativă. Domnul Anițan și aici de față a fost recent, chiar ieri, în târg, a fost surprins de ceea ce a văzut, atâta animal, o să ne va spune dânsul, foarte multă lume își vinde animalele și aș vrea să vedem un scurt interviu, un scurt material atât de telespectatorii noștri, luat, bineînțeles, ne vorbește un fermier care este direct afectat de ceea ce se întâmplă. Sunt Revez Vasile din râturile Medeiașului, comuna Medeiașul Aurit. Sunt deținător de animale, avem vaci cu lapte, ținem, dar spre dezamăgirea noastră, în ceea ce privește prețul laptelui, suntem foarte descurajați. Ce părere aveți cu privire la politica Comisiei Europene de a subvenționa reducerea producției de lapte? Asta înseamnă cu totul pentru noi, pentru crescătorii de animale, în special la lapte, la vacile cu lapte, păi da, domnule, ca să nu producem noi laptele. Deși e la un preț foarte, foarte mic, nu ni se merită, practic, să hrănim animalele respective, să le ținem la 60 de bani. Așa că nu știm ce se va mai întâmpla și cu Uniunea Europeană. În loc să ne încurajeze, să ne subvenționeze, să ne mai pui ceva banuț acolo la litru de lapte, ne amenință că mai bine să nu fim, să ne scoată după circuitul laptelui. Se vorbește că începând după anul nou nu va fi lapte sub 1,50 lei de bani litru la achiziție. Ce părere aveți? Asta ar fi o părere foarte bună, dar nu știu în ce an, dacă eu voi mai ajunge să văd prețul la 1,50 lei la lapte. Fiindcă la prețurile care sunt acum poate să se dubleze prețul. Nu știu, poate pe hârtie, dar practic niciodată. Nici cu 1,50 lei nu v-ar fi acoperit, ca să zicem că să trăiești din tacee. Cu mulți fermieri și tot ne plângem pe treaba asta. Nici cu 1,50 lei n-ar fi mult. Dacă vă gândiți la jumătate prețul, atunci ce am făcut? Cu ce ne alegem noi? Pensie mică, ai mai ținea ceva, nu poți, că nu te plătește, nu e rentabil. Culmea este că nu sunt prețuri bune nici la achiziție, respectiv la vânzarea vițeilor și a vacilor. Ia uitați-vă numai așa în târg aici, câte vaci, viței, la un preț nedescris, domnule, nu-ți mai poți. O vacă care cândva era 3.500.000, acum o iei cu 1.500, cu două.
prețuri foarte slabe. Nu știm ce se va întâmpla și în viitor, că guvernanța ăștia noștri, care cum îi votăm, numai pentru ei, o lege ca să o pună în aplicare, nu numai să ne promită de sus, e una promite și alta face, o lege care să vedem concret, da, domnule, acum s-au stabilit niște prețuri, putem să merem cu ele înainte. Domnule, la noi au fost 286 de animale după Revoluție. Acum sunt 45 în scădere, cădere directă. Nu mai țin oameni. Ce se va întâmpla în final? Pentru că laptele trebuie în casă, mai trebuie și carne. Știți cum e? Trebuie lapte în casă, dar la prețul la care îl mănânc eu, îl mănânc la 1,50 lei, că îl produc eu ca producători, că trebuie la animalul ăla numai fân, trebuie furajat, trebuie umblat după el. Cine ține știe ce înseamnă asta. Cine nu, zice, la noi, deja care au avut 3-4 animale, acum nu mai are, vine și cumpără de la mine 1 litru de lapte. Suntem dezamăjiți total. Așa cum am povestit toată această emisiune, oamenii sunt nemulțumiți, însă ce spuneam înainte să vedem materialul, domnule Frei, se adeverește. Nu știu că prețul a crescut. Vine probabil cel care are nevoie, procesatorul, și ia de la el cu același preț ca acum 6 luni, pentru că omul nu este pus la curent cu noutățile. Motivul este acesta? Nu este într-o cooperativă, nu este într-o asociație omul și atunci nu, într-un fel este în afara realității, să spunem așa. Da, corect. Această observație. Din păcate nu sunt informați și aici eu zic că un rol mai mare trebuie să joace chiar direcția agricolă ca să umble pe sate, să încerce să-i strângă pe oameni în diverse forme asociative de tip economic, gen cooperativă, să informeze mult mai bine. Din păcate, nici asociațiile de profil din județ nu își fac treaba pe deplin. Aici aș dori să mai spun de o subvenție sau de un sprijin care vine total în contradicție cu această subvenție pe laptele neprodus. Este această subvenție pe minimis pentru achiziție de animale. Deci până în noiembrie se pot depune cererile pentru achiziționa animale de către fermierii mici și mijlocii pentru, bineînțeles, a produce carne și lapte. Vine în total în contradicție cu această acum subvenție. Acum putea spune, domnule Anițaș, că se dă cu stângul în dreptul? Pe de o parte îți dă bani ca să renunți, pe de o parte îți dă bani ca să produci? Nu mai înțeleg, cred că, nici oamenii nimic. Cred că este o formă de manipulare în condițiile în care adineauri spuneam despre imixtiune în ceea ce privește politica zootehnică. Dacă nu mai vrei lapte, tu, Comisie Europeană, dar procesatorul cere, nu ai încotro decât să produci, da? Ori Comisia Europeană, așa cum spunea și invitatul din astă seară, încearcă să manipuleze, cu ghilimele de rigoare, să schimbe centrul de greutate în ceea ce privește anumite activități din zootehnie, în sensul că să rămână pentru vestul Europei producția de lapte și lactate, iar pe zona est-europeană să transfere ceea ce se spune animalele de carne. Dar cu siguranță și acolo sunt probleme, pentru că din imaginile prezentate de la Târgul de la Medeș se poate deduce foarte limpede că animale încă sunt, dar oamenii în disperare, oamenii văzând că nu se mai achiziționează nici vițelul mic, nici tineretul, nici tăurașul pentru piața comunitară și extracomunitară, intră în dilemă. Mai ales că, fără voia noastră, iarna bate la ușă. Ori a ține un animal un jumătate de an în stabulație presupune costuri imense și la fluctuațiile și nesiguranța pieții e greu de anticipat ce va fi mâine și dacă acel vițel sau tăuraș îl poți... Nu! Riști să pierzi. Asta zic. Acum, nu, deci am murit de foame una. Să mor de foame. Da, să nu mai să pierzi. Câștigi nimic. Nu, riști să pierzi, pentru că el are nevoie de
furaje concentrate, are nevoie de grosiere, de suculente, știu eu, alte produse care să-l mențină într-o stare fiziologică bună, pentru că un animal care nu are o stare fiziologică corespunzătoare nu o să dea nici lapte, dar nu o să aibă nici carne. Domnule Frei, spuneți-ne dumneavoastră, de când știți că ne aflăm într-un trend de acesta descendent din punct de vedere al efectivelor animale? Asta de la Revoluție încoace, deci de la 5 milioane de capete povine, am ajuns astăzi să vorbim de 700.000. Deci am ajuns undeva, am ajuns la 10%, nici aproape 10% din efectivul pe care l-am avut în 90. Bine, acum la nivel de județ, încă nu e atât de mare tragedia. Da, Dacă facem o comparație cu efectivele din urmă, cu 10 ani, o să constatăm că e o scădere, într-adevăr, îngrijorătoare, cam de 30%, dar nu mai mult. Eu aici revin, deci implicarea autorităților locale și județene ar trebui să fie mult mai, să se vadă mult mai bine în teren. Cum a zis și domnul în materialul respectiv, în Medeș a fost un efectiv de 250-300 de... Într-un sătuc, în râturile Medeșului. Ați văzut? Deci un efectiv de 300 de bovine. Dacă reușeau ca să-i organizeze sub o formă sau alta, să se asocieze, să introducă acest efectiv în una, două grajduri. Aici vorbim de o producție, deci la 300 de animale, ori mai să fie 15 litri, să nu vorbim de peste 20. Erau să fie numai 200 litri, în lactație. Erau câteva mii de litri de lapte într-un singur centru sau în două centre, care erau interesante pentru oricare procesator. Deci pentru oricare procesator. Posibilități sunt, capacitate au, terenuri sunt în zona respectivă și în tot județul, dar mai multă implicare. Noi, ca și cooperativă, ce am reușit până acum să facem, am reușit câțiva pași, chiar vreau să vă spun că noi începând de luni, deci astăzi umblăm ca să ne acredităm pentru controlul oficial al producției. Sper să reușim până în 30, avem termenul ca să depunem actele la minister. 30 și noi decât numai mâine nu interzice. Deci noi deja am transmis actele și să ne așteptăm acreditarea pe controlul oficial al producției. Deci trebuie să ne implicăm mult mai mult. Noi fermieri trebuie să ne implicăm. Asta trebuie să înțeleagă și cei care au două vaci și cei care au 100 sau 200. Domnul Frei, ați subliniat de câteva ori faptul că direcția agricolă ar trebui să implice. Nu știu, nu vreau să mă fac purtătorul lor de cuvânt și să-i apăr, dar din cei 5-6 oameni cât sunt acolo, nu cred că ar putea acoperi ceea ce înseamnă informare și activități care să-i sprijine pe fermieri. Dar vreau să vă întreb altceva. Oare de ce de ani de zile s-a încercat constituirea celor camere agricole județene constituite cu fermieri pentru fermieri? Oare de ce acelea nu s-au finalizat ca să fie într-adevăr acelea purtătorul de cuvânt și de informație pentru tot ceea ce înseamnă spectrul din agricultură? Aici, iar noi suntem de vină fermierii. Deci noi n-am reușit ca să ne organizăm, ca să formăm aceste camere agricole, da, care vin în sprijinul nostru, a fermierilor, în relația noastră cu în toate relațiile, că pentru un final, cel care e mare altfel negociază decât ăla care e fragmentat. Așa este. Deci este și vina noastră și, cum am zis, mult mai multă implicare. Știți foarte bine că am organizat un protest acum câteva luni pentru neîncasarea subvențiilor. Deci noi, dacă ne doare ceva, nu trebuie să ieșim să spunem, să vorbim. Dar n-a fost durere prea mare din câte am văzut. Nu. Prin prisma participării, nu altfel. Da, dar aici se vede că dacă pui presiune asupra autorităților locale, centrale, lucrurile se rezolvă. Deci dacă într-o săptămână au reușit ca să plătească încă pe atâția fermieri cât s-au plătit până înainte cu o săptămână de protest, se vede că se poate. Dar dacă te doare ceva, trebuie să ieși ca să faci un protest. Noi și la protestul respectiv am făcut un protest civilizat, dar am reușit ca să fim văzuți
și ca să punem presiune să ni se rezolve aceste probleme. La fel și cei din sate, indiferent de unde sunt, ei trebuie să vină să spună. Nu trebuie să neapărat să meargă jos cu ăla, jos cu cealaltă. Noi avem o problemă de rezolvat, problema asta trebuie să o rezolve, indiferent că cine, ce partid, cine este la conduce trebuie satul să, sau așa trebuie mai să departe. Fim puțin realiști. Dintr-un anumit punct de vedere. Vorbeați despre fermieri. Într-adevăr, aceștia ar trebui să fie mai uniți. Însă, ce ne facem când? Și domnul Nițaș aici de față poate să confirme. Când un domn precum cel pe care l-am auzit cu toții, care a știut să spună, a fost unul din 10. Restul pe care i-a întrebat domnul Anițaș ce părere au. Au stat... Nici măcar nu au avut un punct de vedere. Și atunci, cum anume trebuie să informăm? Poate veni direcția, poate veni... puteți merge dumneavoastră să încercați să le explicați. Important e ca ei să dorească să priceapă și de la ei să vină inițiativa aceasta de a face ceva. Că degeaba informația o transmite dacă nu cei care o recepționează nu face ceva cu ea. Din păcate, mai suntem tributari acelei exprimări. Cineva trebuie să facă. De ce nu se pune problema din partea fiecărui fermier să zică, domnule, ce fac eu? Puținul ăla, am mișcat pixul ăsta de aici acolo, dar îl fac în interesul nostru, al celor mulți, indiferent că sunt sau nu într-o structură din asta organizatorică. Asta spuneam, mai multe implicare, deci trebuie să ne implicăm mult mai mult. Noi, cei care am format această cooperativă, invităm în continuare fermierii ca să ni se alăture. Noi am făcut câțiva pași, am reușit să ne asociem. Anul viitor împlinim 4 ani de zile de când funcționăm. Azi mâine mergeți la grădiniță, nu? Cu bine, cu rele, suntem prezenți în continuare pe piață și încercăm ca să facem cât mai multe lucruri în favoarea fermierului. Da. Pomeneați? Amintează despre faptul că vă acreditați. Deci cooperativa se acreditează pentru controlul oficial al producției, așa zisul COP. V-aș ruga, dacă puteți, să faceți așa o scurtă trecere în revistă ce înseamnă înscrierea fermierului în acest control oficial al producției de lapte ca documente, dar în egală măsură care sunt costurile pe care le suportă fermierul și avantajele în condițiile în care animalul sau animalele sunt incluse în acest control. Deci costul controlului este ce cade asupra fermierului este 30 de lei pe an. 30 de lei per animal per... Da, per an. Deci un cost care nu e foarte mare. Încă nu e suportabil. 50 de litri de lapte. Sau ce? La prețurile despre care vorbeam. Cealaltă parte este subvenționată de stat. Deci vine un ajutor din partea statului care beneficii sunt foarte multe. În momentul în care își înscrie în controlul oficial al producției, din momentul respectiv, animalul are un istoric. Deci atât el cât și viței pe care urmașii o să aibă un istoric. În momentul ăla are plus valoare. Deci poate să vândă pe piață, știe cumpărătorul că ce cumpără. Din ce genetică e, de unde provine, efectiv cine, începând de la bunici, acum ați văzut și dumneavoastră în Olanda, să știe până la a șaptelea, a optelea străbunic și străbunică, care cine de unde. Alt avantaj e subvenția. Deci acum se acordă subvenție pentru animalele care sunt în control, care trebuie să îndeplinească niște criterii și astăzi sau anul acesta s-a vorbit despre o subvenție la istorică, care aici iară din nou estimările Ministerului Agriculturii au fost făcute greșit. Ei au împărțit o sumă de bani, au estimat că vor fi peste 1 milion de animale care se vor încadra pentru această subvenție, undeva la 1,5 milioane și din păcate au fost undeva la 700.000 sau sub 700.000 care s-au încadrat. Și atunci suma respectivă a fost împărțită și așa a ieșit acel istoric de 827 de euro pe cap de animal, care anul viitor cu siguranță va fi... Tocmai aici voiam să ajungem să încercați să explica fermierilor, implicit telespectatorilor noștri, care pot fi urmările
acestui boom, cu ghilimele, în ceea ce privește banii, ca să nu fie surprins de mâine, să zică, băi, voi anul trecut ați luat 800 sau 1000 de euro pe animal ca sprijin cuplat și noi luăm 250. Deci trebuie să înțeleagă de s-a dat pentru animalele care au îndeplinit niște condiții. Da, dar vârstă, ziceam control. Că se sublinează faptul că trebuie să fie în COP, trebuie să fie în registru genealogic, trebuie să, da, adică da, să fie sub 8 ani, parcă era într-o vreme. Și cred că neînscrierea în COP a animalelor a fost unul dintre motivele determinante că foarte puțini fermieri sătmăreni au beneficiat de acest sprijin de data asta substanțial. Din nou, informarea fermierilor. Deci, mulți, foarte mulți fermieri care n-au știut. Fermieri mici, vorbim. Anul trecut, condițiile au fost minim 10 vaci de lapte sau carne, maxim 250, deci acestea au fost intervalele pentru care s-a putut solicita. Maxim 8 ani de zile, deci până în 8 ani de zile. Și o producție minimă de 6.000 de litri, îmi pare, pe lactație, deci pe 365 de zile. Cred că astea au fost criteriile. Și aici foarte mulți nici n-au știut, nici n-au făcut nimic ca să... Anul ăsta s-a redus, dacă bine știu eu, undeva la 5 capete minim și au mers cu plafonul un pic mai sus. Da. Deci ca să intre mai multe animale. Dar și aici eu părerea mea că sunt foarte puțini care știu acest lucru. Mai ales dintre fermierii mici, unde sunt foarte mulți, între 5 și 10 animale, care încă în ziua de astăzi nu știu și nu merg să-și înscrie animalele pentru control și ca să poată accesa această subvenție. Da, eu aș reveni într-un fel sau altul înapoi la ceea ce am discutat toată emisiunea și aici mă refer la problema prețului laptelui, problema acestei directive din partea Uniunii Europene și nevoile celor care muncesc efectiv pentru ca laptele să fie pe mesele noastre. Am auzit din partea fermierului, își dorește el, poate și alții au această idee, o lege. O lege care să stabilească, spun ei, un preț cât de cât clar, ca ei după aceea să poată să-și vadă de activitate. Bine, mersi în continuare. Ideea este așa, cât este real și cât e doar o idee care niciodată n-ar putea fi pusă în practică. Și atâta timp cât piața dictează, nu poate să... Deci asta numai în urma unor negocieri, tot așa, dacă sunt organizați, să impună un preț minim de producție procesatorului. Sau cum v-am dat exemplu, în România există un procesator care a făcut un preț de cost și sub acel preț nu a plătit fermierii. Și de-aia în zona respectivă există mult mai multe ferme, efectiv este mult mai mare, dar în schimb astăzi când este nevoie de lapte, el are asigurat laptele. Înainte de 89 aceste lucruri se făceau. Deci la nivel de județ era o capacitate a fabricii, cât puteau să producă fermele plus țăranii care aveau animale și în funcție de asta erau direcționat producția către fabrici și așa mai departe și unde puteau să vândă. Acest lucru, din păcate, nu se mai face. Deci cât, unde se poate, România nici nu exportă. Deci exportăm foarte, foarte puțin lactate. Deci ceea ce se duce în Grecia și în Italia foarte puțin, în rest nimic. Deci totul pentru consumul propriu. La nivel de cotă ajungem undeva la 70%. Până nici cota producție, care a primit-o nu o producem. Eu zic că e o debandată, deci nu se știe ce... Nu este o politică clară în care să se... Acum noi, ca și la nivel de cooperative, am făcut o asociație a cooperativelor. Am fost primiți la minister ca să stăm la masă cu cei mari, să ne putem impune și noi punctul nostru de vedere. Avem între fermieri care au școli, avem doamna Adriana Seică din Timișoara care este juristă, care ne reprezintă.
la minister și încercăm ca să ne impunem cât mai mult punctele noastre de vedere ale fermierilor mici și mijlocii. Ce ați reușit până acum să rezolvați din multe probleme pe care le aveți? Păi, una a fost fermierii mari, mai ales din sud, și străinii care au efective mari, au vrut să scoată plafonul ăsta de 250 de capete. Au reușit pe undeva ca să-l ducă un pic mai sus, dar n-au reușit ca să scoată. Deci aici și între noi, între fermieri, este o dispută, fiindcă normal că noi trebuie să ne apărăm interesele noastre, ei iar încearcă ale lor. Și aici am zis că și la nivel de Europa există aceste divergențe. Deci nu se știe clar în ce direcție să meargă. Să mergem pe ferme mari, industriale, sau să menținem aceste ferme mici, mijlocii, de familie, în care să trăiască mai mulți oameni bine sau măcar la un anumit nivel. Și aici și în România există acest război între noi. Plus legea raftului, unde încercăm și, din câte se pare, reușim ca să se impună să... Deci produsele care conțin aditiv sau grăsimi vegetale să fie excluse de pe raftul de lactate. Deci să fie puse separat, să știe cumpărătorul ce cumpără. Deci mă duc să cumpăr lactate, aia înseamnă că e 100% făcut din lapte. Nu din grăsimi vegetale și așa mai departe. Și asta e datorită noua cooperativelor care au reușit să ne impunem. Pomenează la începutul emisiunii despre faptul că Ungaria, țară vecină aici, foarte aproape de noi, de județul Satu Mare, se pregătește într-un fel sau altul pentru momentul în care va fi ridicat embargoul cu Rusia. România, ce face în acest sens? Puneați niște acolo la ei, puneați niște subvenții, încearcă să se motiveze într-un fel sau altul, să producă, să fie activitate. Profit acum, pentru că ne-ați pomenit de întâlniri la minister și așa mai departe, această problemă ați ridicat-o și dumneavoastră acolo, se va întâmpla ceva? Noi, cum am spus, noi încă nu reușim ca să ne producem cât consumă România. Deci nici măcar 70% din cota alocată României n-am reușit să facem. Și a fost foarte binevenită și negociată legea 321, deci pe lanțul scurt alimentar, pentru absolut toți fermierii. Deci noi acum trebuie, efectiv, fermierii trebuie să se pună să producă. Ca să deja supermarketurile și reprezentanții lor au început să pună presiune că n-au de unde să cumpere atâta marfă, să pună pe raft produse românești, locale, să satisfacă cumpărătorii și nevoile cumpărătorilor. Și noi acum suntem puși în situația în care trebuie să producem. În și atunci ce se întâmplă cu renunțarea în contradicție din propria inițiativă la m-a zis, este un... producție? Eu, într-un fel sau altul, mă duc și nu știu de ce mintea mă duce tot încolo, și anume, o să vă întreb, pentru că nu pot să afirm, nu cunosc, nu sunt de specialitate, însă, de la nivel european, se dorește într-un fel ca România să nu aibă capacitatea ca până în momentul ce se ridică embargo să aibă o producție suficientă încât să prinde și, acum se spune, o felie din piața rusească? Să intre doar cei care vor ei, pe români să-i anihileze într-un fel sau altul, să-i pună la pământ sau să-i lase la o stagnare, de aceea faceți-vă voi treburile la voi în țară și cam atât? Acest lucru deja l-au reușit. Și lucrul ăsta l-au reușit. Deci noi, efectiv, nu putem să ne producem cât mâncăm. Deci au reușit. Asta au reușit. Și acum vin și adâncesc și mai tare. Noi, cum am zis, noi trebuie să ne implicăm mult mai mult și prin aceste presiuni și prin implicarea noastră mult mai mult ar trebui să reușim ca să reintrăm pe această piață și, în primul rând, pe piața românească. Domnul Frei, oare fermierul, adică fermierul, mă gândesc inclusiv la cooperativă sau la asociație, nu are nicio vină în ceea ce privește nerealizarea cotei de lapte care exista la momentul cotelor? De ce, întreb? Nu s-a căutat, zic eu, nu știu dacă într-adevăr mă puteți combate, de a negocia cu procesatorul. Mă, omule bun, eu îți dau 365 de zile lapte, da? În parametrii calitativi pe care tu mi-i soliciți. De ce nu putem negocia un preț constant, indiferent că e vară, că e iarnă și tu ăla mi-l plătești, și atunci îmi asiguri oarecum o anume siguranță. Zic, băi, în fiecare zi, adică zi,
pentru fiecare cantitate de lapte știu cât va fi prețul și mâine, pentru că așa l-am negociat. Sau e o prostie a negocia un preț? Băi, uite, noi stabilim pentru anul 2016 sau 2017 90 de bani, dau un exemplu, indiferent că e vară sau iarnă. Din păcate, procesatorii urmăresc numai profitul. Deci niciodată nu să... Bun, dar are fermierul, nu tot asta și-ar dori și-ar urmări. Și aici, ăsta e motivul principal pentru care au închis foarte multe ferme și foarte mulți au renunțat să crească vaci, în special vaci de lapte. Deci în momentul în care a fost un surplus care a venit din Uniunea Europeană, cum a zis, cu laptele plătit ca să nu-l predai. Deci asta a venit de la ei, de la procesatorii ăștia mari. Apropo, românul care vrea să se înscrie la sprijinul ăsta nu poate face la fel. Deci adică livrează către procesator doar o anume cantitate din producția obținută. Poate, da, este total în contradicție cu piața. Deci cu păi tocmai de-aia ziceam, deci tu, fermier, îți iei banii aia câțiva bani, adică câțiva eurocenți care ții dă și restul te descurci. Faci brânză, faci smântână și vinzi pe piața liberă. Nu poți, fără acte. Deci fără acte nu poți să vinzi pe piață. Deci trebuie să fim conștienți că noi trebuie să lucrăm cu acte. Deci începând de la producători, de la ăștia mici până la aia mari, trebuie să lucrezi tot, total pe acte. Deci să fie tot vizibil și transparent. Deci nu poți să... Da, suntem pe final de emisiune, nu mai avem decât vreo două minute și mi-a plăcut să tragem niște concluzii. În primul rând, vreau să îmi spuneți, în următoarele trei perioade care urmează de depunere de cerere la APIA pentru această subvenție, ce credeți că se va întâmpla? Am văzut că prima dată lumea nu a prea știut, au fost foarte puțini. Vor fi mai mulți, numărul acestora va fi mare? Eu sunt convins, fermierii mici, în special cei mici, vor renunța la vaca de lapte și este un bun motiv pentru a trece pe carne. Deci pentru ei și chiar asociațiile de specialitate, cei de pe rasa carne, insistă ca să treacă pe carne. Și aici este o oportunitate bună, este o afacere bună pentru cei care doresc să treacă pe carne. Sunt ferm convins că o să fie mult mai mulți. Numai că nu e tot una să ai animalul de rasă sau un metis? Se poate trece. Deci cum în Ungaria, în Brazilia s-a făcut această tranziție. Deci... Dar înseamnă o nouă investiție. Da. Da. Domnule Frei, încă un aspect. Ce vorbeam toată emisiunea despre implicarea fermierului, despre nevoia de conștientizare a problemei și acționarea din pură inițiativă. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ce veți face personal împreună cu colegii noastre din cooperativa Samus Lact pentru a propaga măcar informația mai departe înspre colegii dumneavoastră, astfel încât să conștientizeze că nu este bine să meargă spre subvenție, ci este bine să continuă să producă cât mai mult, astfel încât prețurile să rămână o perioadă cât mai îndelungată, cel puțin cum sunt astăzi. 1,50 lei, dacă nu mai mult. Nu sunt, încă nu sunt astăzi. Domnul Frei spunea că s-a ajuns. E negociere de 1,50, 1,70. Dar okay, se face și plată deja de 1,5? Da, deci cei care... Cooperativa din Cluj a reziliat contractul de o lună. Dar noi vorbeam mai mult așa despre okay. Satul Mare. Foarte scurt, 20 de secunde, că suntem gata. Noi așteptăm în continuare alături de noi ca să vină, să avem o putere mult mai mare. Dacă ei consideră că este o afacere mai bună pe carne, liniștii poate să treacă, dar tot așa să fie asociați, să fie uniți. Altfel nu vor reuși și o să câștige bișnițarii, samsarii din piețe și nu ei. Domnule Frei, domnule Nițaș, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi la noi în platou. Vă aștept cu mare drag și de altă dată. Sperăm că cu vești din ce în ce mai bune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această seară alături de noi. Ne întâlnim mâine, tot aici, de la ora 6:30. Sunt Sergiu Podină și nu uitați, doar aici la Informația TV se poate spune adevărul. Toate cele bune!